Nemulțumire și revoltă printre salariații Poștei Române din Mehedinți. Oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva grilei de salarizare, dar și a condițiilor improprii de muncă în care își desfășoară activitatea. Nu avem materiale igienico-sanitare, nu avem imprimate, nu avem rechizite, nu avem consumabile. Vin salariații, veniți voi și oficianții de la ghișee cu câte 5 lei de acasă, vine cu urtia igienică, vine cu prosopul, vine cu săpunul, ba mai cumpără și un pix, mai cumpără și o coală, mai cumpără și un toner, că trebuie să-și realizeze activitatea la locul lui de muncă acolo. Pixuri aducem de acasă, creioane de acasă, lipici de acasă, hârtie de acasă, toner cumpărăm. Veniți să vedeți, voi col de scris, să vedeți ce imprimante avem, ce tastatura, mi-am adus tastatura de acasă ca să pot să lucrez, nu că trebuie să lucrez. Seara se pleacă la 9 de aici, nu se pleacă la 7 sau la când se termină programul, pentru că asta este. Pentru 1200 de lei, atâta e salariul, 1200 de lei după 37 de ani de servici. Salariul destul de mic, responsabilități majore, trebuie să-ți meargă mintea să fie băgată în priză non-stop. Că altfel ai o grămadă de atribuțiuni, puține beneficii, puține stimulente. În ceea ce privește partea materială. Noroc cu secândurile astea că s-au mai îmbrăcat oamenii de pe acolo. Să nu credeți că ne e așa de ușor când avem valori în geantă de care trebuie să avem grijă, că în momentul în care suntem întrebați de o adresă, noi trebuie să fim cu ochii în toate părțile. Trebuie să avem grijă de pensionarii noștri, să-i deservim la timp, că dacă ne ia și pensiile, cei din conducerea companiei române văd că nu se interesează să ne aducă prestații, să avem și noi de lucru. Nemulțumirea angajaților de la Poșta Română din Mehedinți a culminat cu refuzul Administrației Naționale a Poștei de a-i primi la negocieri pe tema creșterii grilei salariale pe directorul filialei din județul nostru. A refuzat să-i dea mandat directorului general pentru negocierea sumei de 200 de lei, sumă fixă pentru toți salariații din Poșta Română, creștere salarială cu 1 septembrie, 1 noiembrie, octombrie, când o permitea anvelopa salarială. Refuzul Consiliului de Administrație de a da mandat ne-a determinat să continuăm acțiunile de protest. Facem acțiuni de protest spontane de tipul celei care l-ați văzut astăzi și vom continua cu un calendar de proteste. Dacă situația angajaților Poștei Române nu se va soluționa nici după protestele anunțate pentru zilele viitoare, oamenii au de gând să meargă la Ministerul Comunicațiilor, în subordinea căruia se află Poșta. Aici se va desfășura un meeting al angajaților din întreaga țară. Astfel de manifestații sunt programate și pentru sediul Administrației Naționale a Poștei Române. Nu sunt însă singurele revolte din ultima perioadă împotriva sistemului. Proteste s-au anunțat și printre angajații penitenciarelor, nemulțumiți la rândul lor de proasta gestionare a Ministerului de Interne.